Isaia, capitolul 6, de la versetul 1, citim câteva cuvinte și în special versetul 8. Isaia 6, cu 1. În anul morții împăratului Iozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă, amin. Vă rog frumos să reluați locurile. În ultimul moment am schimbat cuvântul, textul pe care îl aveam în intenție să-l vorbesc și am cântat, fraților și surori, o cântare a dedicării, Sunt aici. Și așa a spus și Isaia la un moment dat: Iată-mă, sunt aici, trimite-mă, Doamne. Și aș vrea să ne uităm puțin în viața noastră și aici la acest om al lui Dumnezeu, la Isaia, și să ne gândim puțin ce înseamnă un om al sfințirii în secolul 21, un om al sfințirii. Este diferență, să știți, biblic vorbind, între sfințenie și sfințire. Sfințenia este o stare pe care ne-o dă Dumnezeu. Sfințirea este un proces în care ne angrenează Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim oameni angajați în acest proces, să știți, al sfințirii. Pentru că știți care e problema? Simpla privire la crucea lui Hristos ne mântuiește. Dar ațintirea privirii la Cel care stă la dreapta Tatălui ne sfințește. Să știți că e mare diferență. Vii cu păcatele tale, cu trecutul tău la cruce și printr-o privire a credinței arunci tot trecutul tău la picioarele lui Hristos și El te iartă și te socotește neprihănit și lucru mare. Dar ai datoria și avem datoria din momentul acela și până închidem ochii din lumea aceasta să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Iisus. Și asta ne sfințește, ne angajează în procesul sfințirii. Și de aceea priviți-l pe Isaia, pe omul lui Dumnezeu, în capitolul 6, n-a fost mai puțin proroc decât în capitolul 5, dar totuși a avut o mare schimbare în viața lui. Din capitolul 6 a devenit un om al sfințirii lui Dumnezeu, un om angajat în procesul sfințirii în care Dumnezeu lupta cu el împreună, așa cum altă dată era Iacov, cel ce luptă cu Dumnezeu, adică împreună cu Dumnezeu. Ne uităm puțin și haideți să dăm câteva definiții ale sfințirii din viața acestui om, din viața lui Isaia. De la versetul 1 la 2, și de altfel sfințirea este o transformare, să o numim așa, pentru că vorbește Scriptura și foarte actual cuvântul acesta. Când a venit Hristos, Domnul spune Ioan în Evanghelia lui, El ne-a adus har după har, har după har. Și apostolul Pavel vine și preia această repetiție
Și în 2 Corinteni vorbește și spune că din slavă în slavă suntem schimbați prin Duhul lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim mai pocăiți decât ieri, mai sfinți decât ieri, mai aproape de Dumnezeu decât ieri. Domnul să ne ajute la aceasta. Și acum ne uităm la Isaia și haideți să vedem această transformare. Omul sfințirii în secolul 21 trebuie să fiu eu și trebuie să fii tu, dar îl luăm ca model pe un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, pe Isaia. Versetul 1 și versetul 2 ne vorbesc despre o transformare a privirii, dar a privirii spirituale, nu a privirii pământești, firești. Ne uităm prin ochii credinței la omul lui Dumnezeu Isaia, un om deosebit, un om care până aici a rostit câteva prorocii, un om care era din viță preoțească, un om care s-a suit la templul lui Dumnezeu într-o zi ca să se închine și era o zi mai dificilă în viața lui pentru că împăratul Ozia a murit și era marcat și el, era marcat tot poporul de moartea împăratului Ozia. Și el s-a suit la templu alături de alți închinători ca să se închine. Erau acolo prorocii și oamenii lui Dumnezeu și culmea că dintre toți nimeni n-a observat ceea ce a observat Isaia. Oamenii se uitau și vedeau ceea ce izbea ochiul. Vedeau animale care erau înjunghiate, erau jertfite. Vedeau sânge dus de marele preot acolo înăuntru în templu, auzeau cântările preoților, cântările treptelor, cele 15 cântări, vedeau forfotă și tot felul de oameni care în reverență stăteau înaintea lui Dumnezeu și totul se observa așa cum ne observăm în seara aceasta unul pe celălalt și ne vedem fețele. Și ne vedem acțiunile noastre și am auzit cântările, exact la fel a fost și atunci. Unul singur, la un moment dat, a observat ceva diferit în toată închinarea de la templu, în tot ceea ce se făcea acolo, era anul morții împăratului Ozia. Culmea că în templul lui Dumnezeu n-a existat și nu există în toată Biblia scaun decât scaunul îndurării, care era pus deasupra chivotului, era chiar capacul chivotului. Acesta era semn că preoții trebuiau să fie mereu în acțiune, este semn și pentru noi că în biserică nu se șomează. Și mă bucur foarte mult că, uite, cu fratele Florin ați început, tinerii, să vă închinați lui Dumnezeu, să cântați și cu ceilalți, cu Elisei, cu Gabi, cu ceilalți și Domnul să vă binecuvinteze. Ceea ce e foarte bine, că în casa lui Dumnezeu nu există șomeri, nu poți să zici, am vârsta cu tare, am ieșit la pensie. Nu ești la pensie niciodată, niciodată, nu. Dar mă uit aici și printre oamenii ăștia care lucrau, care n-aveau loc unde să șadă, să stea, era unul care la un moment dat își deschide ochii și vede ceva. Și în anul morții împăratului Ozia vede un scaun de domnie mare și înalt și spune aici, nu-l vede pe Dumnezeu, că nu există om să-l poată vedea pe Dumnezeu la față și să trăiască. Nu-l vede pe Dumnezeu. Vede scaunul, se uită și vede scaunul și era un scaun imaterial. Nu putea fi atins, era spiritual, era sfânt. Și vede iarăși ceva, poalele mantiei lui Dumnezeu care umplu templul. Acum locul acesta e foarte frumos și admirat de mulți. Și o casă încăpătoare și uite avem aer și condiții. Dar închipuiți-vă și gândiți-vă că templul din Ierusalim era probabil, spun eu, dacă luăm măsurile de atunci, măsurătorile de atunci, probabil că era cât 4 biserici de genul ăsta, cât 5 biserici de genul ăsta, puse una lângă alta. Și gândiți-vă iarăși la lucrul acesta, prin ochii credinței. Poalele mantiei lui Dumnezeu umplu templul. Este o vorbire, până la urmă, simbolică, este o metaforă aici. Dar închipuiți-vă că o cutiuță de chibrit o punem aici și intră ceva, ceva, ceva în ea, din haina pe care o port.
Este o imagine slabă, șubredă a ceea ce era acolo. Că până la urmă, când spune că poalele mantiei lui Dumnezeu umpleau templul, acolo se referă la slava lui Dumnezeu, la norul lui Dumnezeu din pustie, care în timpul lui David, în timpul lui Solomon, în timpul oamenilor lui Dumnezeu, s-a văzut slava în templu, a coborât Dumnezeu prin norul lui în templul lui Dumnezeu și preoții nu mai puteau să facă slujbă pentru că era prezent Dumnezeu acolo. Dar știți ce e foarte interesant aici citind textul nostru? Vede Isaia ceva, poalele mantiei lui Dumnezeu umplu templul. Dar aude și o cântare. Și imediat o să vedem ce spuneau serafimii în cântare, care era până la urmă esența cântării lor. Totuși, partea a doua a versetului 3 spune: tot pământul este plin de mărirea lui Dumnezeu. Isaia nu vede numai o clădire mare plină de slava Domnului, ci vede, vedeți, profetic privea în Gherla, în Cluj, în Africa, în China, în altă parte, în Asia, în Europa, în Australia, pe tot pământul, slava lui Dumnezeu într-o zi se va întrona și lauda lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu va invada toată lumea aceasta. Este o carte frumoasă, vă rog să o citiți când aveți timp, în special tinerii, când cerul invadează pământul. Foarte frumoasă. Și ideea e foarte frumoasă. Pentru că spunea Domnul Hristos că Evanghelia va trebui să fie vestită la toate neamurile, peste tot. Și apoi va veni sfârșitul. Și vedeți aici prorocia lui Isaia. Dar revin la ideea principală, vorbim despre un om al sfințirii, eu vreau să fiu un om al sfințirii și Domnul zice, vrei? Da, vreau, Doamne. Cum se va realiza lucrul acesta? Și zice Domnul, printr-o operație de transformare la nivelul ochilor, la nivelul privirii tale. Și mi-a plăcut mult ce scrie Revan Hill și vă îndemn iarăși să citiți cartea De ce întârzie trezirea, că e foarte bună, să știți. Și vă spun așa o paranteză scurtă. Undeva în județul Bistrița, într-o bisericuță, s-a dus un tânăr care nu prea avea multă experiență să vestească Evanghelia, dar s-a rugat, s-a tot rugat și ce i-a dat Domnul, așa o idee, o sclipire, că astea de la Domnul vin, astea bune. S-a dus și a cumpărat vreo 30-40 de bucăți din cartea asta, De ce întârzie trezirea. Asta, cartea asta a luat naștere pe genunchi, să știți. Leonard Ravenhill a fost un om al lui Dumnezeu care a plâns mult și se ruga ore în șir în fiecare zi. Și omul acesta a primit revelația de la Dumnezeu și a scris. De ce cauze? De ce întârzie trezirea? Și în biserica de acolo, din Bistrița, era o mână de bătrâni și nu se înțelegeau între ei. Mă, erau puțini, dar tot nu se înțelegeau. Și fratele ăsta tânăr s-a dus și a zis, eu nu pot să vă predic prea multe, dar uite, citiți cartea asta să vedeți de ce în biserica voastră nu vine trezirea lui Dumnezeu. Și au început să o citească. Și au citit-o și au început să plângă. Și au început să se adune și să se roage, că și-au dat seama că au rămas restanți la rugăciune. Și rugându-se, Dumnezeu a adus și a umplut biserica. Acum biserica clocotește. Am fost acolo deja la două evanghelizări. Biserica e în clocot și vin oamenii din lume, pentru că spunea odată preotul Iosif Trifa, zicea că noi nu trebuie să ne chinuim ca să atragem pe oameni la biserică, noi trebuie să ardem de dorul lui Dumnezeu și de puterea Duhului Sfânt și când într-un centru a unui oraș pornește un foc, un incendiu, lumea fuge să vadă ce se întâmplă, pentru că vrea să vadă focul și ce face focul. Și așa e și în biserică. Nu trebuie să mergem noi neapărat, deși e bine, să știți, e bine. Și noi facem, nu vreau să dau cu pietre, Doamne ferește, noi mai luăm pe tineri și mergem la oamenii străzi și măi, hai la Domnul, hai așa și bine facem, că Domnul ne-a trimis să facem lucrul acesta. Dar ce bine ar fi să fie în mijlocul bisericii aprins focul Duhului Sfânt și să coboare Duhul Sfânt și să audă alții și să-i trimită Domnul în mijlocul bisericii. Și aici fac iar o paranteză, chiar dacă poate mă judecați că nu mă țin de text, dar vreau un pic să vă fac geloși. Eram copil și eram în 1992 și eram în Câmpia Turzii
Și la noi în biserică s-a pornit o trezire. A fost un frate, William MacDonald, care era misionar și a venit la noi în biserică. Și omul acesta era plin de puterea Duhului Sfânt. Venise din Africa de la o evangelizare și a făcut omul acesta niște evangelizări la noi în biserică și au început să vină oamenii din lume. Și acum frații din biserică erau cumva puși într-o dilemă, într-o problemă, pentru că oamenii care au venit și și-au predat viața Domnului nu erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și au zis, n-avem ce face, organizăm o stăruință și au organizat-o. Ei, organizând stăruința, a început Duhul Sfânt să-i miște pe oameni, dar știți cum îi mișca? S-au trezit doi tineri de la baptiști, din Biserica Baptistă, pe malul Arieșului. Și se uită unul la altul, mă, dar tu ce cauți aici? Păi zice, nu știu, dar mi-e dor de Domnul și am venit să mă rog. Zice, nu știu ce se întâmplă, dar tu ce cauți? Și mie mi-e dor de Domnul și eu vreau să mă rog. Și au început să se roage și să rugau împreună pe malul Arieșului. Și după ce s-au mai întâlnit încă în câteva zile, au auzit că la Pentecostal se dă ceva din partea lui Dumnezeu. Se dă Duhul Sfânt. Și eram la demisol, acolo, cu tinerii, toți eram acolo, copii, eu eram copil oricum. Dar ăștia când au intrat pe ușă la demisol și au auzit și au văzut ce har era și ce putere și clocot în rugăciune, au fugit acolo în mijloc, s-au pus în genunchi și au zis, noi nu ne ridicăm de pe genunchi până nu ne botează și pe noi Domnul cu Duhul Sfânt. Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, le-a dat și daruri speciale, sunt slujitori, sunt oamenii lui Dumnezeu, pentru că așa lucrează Dumnezeu. Și când William MacDonald i-a chemat în față, cine vrea să se predea Domnului să iasă, ori ieșit în față. Și era acolo fratele Mircea de Teșan, din Turda, țin minte, și acum se ridică și spune, fraților, Domnul mi-a descoperit prin Duhul Sfânt că aici, în mulțimea asta care a ieșit în față, sunt doi tineri care vor fi folosiți de Dumnezeu într-un mod special în lucrarea Lui. Acum sunt păstori amândoi. Pentru că așa a vorbit Dumnezeu și așa a fost, așa a fost. Și de aceea aș vrea să vă fac un pic geloși și revin, că am făcut o divagație. Transformarea privirii. Leonard Ravenhill, în De ce întârzie trezirea, în cartea asta, vorbește despre cele trei priviri ale lui Isaia. Și să știți că sunt adevărate, e o realitate din viața noastră. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul. Observați că până aici, în capitolul 5, omul acesta nu s-a uitat pe verticală, s-a uitat cam pe orizontală. Vai de voi, vai de cei ce înghesuie pământ după pământ, casă lângă casă, vai de cei ce trag cu șleaurile căruței funiile minciunii, vai de cei care pun pahar lângă pahar și tot zice vaiuri după vaiuri, pentru că el se uita pe orizontală. Și riscăm de multe ori noi predicatorii să spunem, voi sunteți răi. Eu sunt mai bun un pic, pentru că în momentul când te judec sunt un pic mai sus. Și aici a fost Isaia, privirea lui trebuia corectată, trebuia transformată. Și corect ar fi, fraților și surori, privirea noastră ca să fie transformată. În primul rând să ne uităm la Domnul, să-L vedem pe Domnul. Și după ce îl vedem pe el, ne uităm cine suntem noi și abia apoi ne uităm la alții. Trei priviri a avut Isaia aici. Și astea au fost transformate de Dumnezeu prin această operație. Mai întâi deschide Domnul ochii, vedeți? Dar totuși nu era omul sfințirii, deși privirea lui deja era în vizorul lui Dumnezeu, în transformarea lui Dumnezeu. Se uită spre cer, îl vede pe Dumnezeu în anul morții, împăratul Iozia, extraordinar, împăratul a murit, ăsta e împăratul împăraților, nu moare niciodată, împăratul Iozia a fost limitat, domnul ăsta pe care îl văd, împăratul acesta e nelimitat, e tot puternic, pot să mă închin înaintea lui, în fața împăratului se mai închina oameni muritori, au murit și ei, Domnul trăiește veșnic, eu stau în fața scaunului lui de domnie, stau înaintea lui. Și era acolo Isaia și îl vede pe Domnul. Ei, în momentul în care a văzut pe Domnul, și iarăși aici, în panorama asta a privirii lui Isaia, este un element care nu prea-s de acord cu el, din cauza, poate nu știu, a traducerii să zic. Serafimii stăteau deasupra lui.
Dacă o să căutăm în Vechiul Testament, să vedem în istoria lui Iacov, cu scara cerului, spune că Domnul stătea deasupra scării, dar dă o notă de subsol și zice lângă el. Deci nu pot să zic că atât ai Dumnezeu, de aici până aici într-o cutie l-am pus și serafimii stau mai sus de Dumnezeu. Asta nu pot niciodată spune. Da, vedeți, e o traducere, e limbaj omenesc, greșim, se poate traduce că serafimii stăteau lângă el sau în jurul lui. Pentru că, vedeți, îi, până la urmă, panorama aceasta pe care spuneam, o transformă Dumnezeu pentru Isaia într-o imagine a slavei, a sfințirii, sfințește privirea. Și el îl vede pe Dumnezeu și vede, spuneam, atât a văzut, să știți că era om, era limitat, nu putea să vadă până dincolo de Dumnezeu, că nu există așa ceva, asta e blasfemie, nu poți, Dumnezeu e infinit, e nelimitat. Și se uită și vede un scaun de domnie, vede poalele mantiei care umplu templu, vede fumul acela sau ce-o fi fost norul acela al prezenței lui Dumnezeu, și vede niște serafimi care se învârt acolo de jur împrejurul slavei lui Dumnezeu și încep să vorbească. Asta vede el. Dar în momentul în care el a văzut lucrul acesta, imediat s-a văzut pe sine, că atunci când îl vezi pe Dumnezeu cât e de sfânt, cât e de curat, imediat te vezi pe tine cât ești de murdar. Că numai atunci când te duci la o lumină, în fața unei lumini, îți vezi petele de pe haină. Dacă umbli în întuneric, nu te vezi murdar, poate vezi pe alții cu felinarul tău. Se vede pe sine, îl vede pe Dumnezeu, e sfânt, e măreț, e drept, e înălțat, e infinit, ăsta e Dumnezeu. Nu pot să-l definesc, nu pot să intru în prezența lui pentru că sunt necurat. Aha, deci sunt necurat și se vede pe sine și își vede păcatul lui. Cine? Un proroc? Un om al lui Dumnezeu? Un om prin care vorbea Dumnezeu? Un om care comunica și colabora cu Dumnezeu? Se vede pe sine murdar? Da, 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 să știți, se vede murdar. Și imediat după ce se vede pe sine și începe să strige, că acesta e strigătul de disperare al oamenilor din Biblie, vai de mine, îi vede și pe ceilalți. Și ei sunt necurați ca mine, și eu sunt necurat ca ei. Dar l-am văzut pe Domnul și asta e salvarea noastră. Doamne, cercetează-ne și ajută-ne să te vedem pe tine. Au fost oameni în istoria Bisericii lui Dumnezeu care au avut revelații speciale cu Dumnezeu și când l-au văzut pe Dumnezeu s-au prăbușit la pământ. S-au prăbușit la pământ. Țin minte că am citit undeva despre răscoala boxerilor din China. Atunci niște misionari erau acolo și ei au avut o descoperire, o revelație prin Duhul Sfânt că vor vedea slava lui Dumnezeu într-un mod mai deosebit decât au văzut-o până atunci. Ei aveau revelații cu Domnul. Dar în timp ce au venit nervoși ăia și au început să masacreze, să-i ucidă pe creștini, i-au luat și pe cei doi misionari, soț-soție, și după ce i-au junghiat și le-au dat o bătaie bună, i-au aruncat pe un morman de cadavre, crezând că au murit. Dar n-au murit. Și au stat acolo vreme de o zi și ceva. Și până la urmă cineva a văzut că mișcă și s-a dus și i-a resuscitat cumva și le-a dat apă și mâncare și i-a readus la viață, i-a tratat, le-a tratat rănile și așa mai departe. Dar ei mărturiseau că Domnul ne-a vorbit că ni se va revela într-un mod mai deosebit. Și zice, în timp ce noi stăteam pe grămada aia de cadavre, am văzut de sus, din cer, de la Dumnezeu, o lumină venind spre noi și l-am văzut într-o slavă cum nu l-am văzut niciodată pe Iisus. Și zice, asta ne-a umplut de o fericire că am fi vrut să stăm acolo nu o zi, zeci de zile să-L tot vedem pe Dumnezeu. Asta i s-a întâmplat și lui Ioan al Crucii. Omul acesta, invidiat fiind de călugării din timpul lui, din secolul 17, a fost luat în secolul 16, a fost luat și dus într-o temniță de 1 pe 1. Gândiți-vă, să bași pe cineva într-o cutie de 1 metru pe 1 metru. Acolo a fost băgat el, într-o cutie, într-o celulă atât de mică, într-o cutie pur și simplu. Și stând el acolo, ghemuit în cutia aceea, într-o închisoare, în zidurile unei cetăți, pe malul Mediteranei, pe țărmul Mediteranei,
a primit de la Dumnezeu o revelație și a compus atunci cântarea spirituală bazată pe cântarea cântărilor, cântarea dintre suflet și mirele iubit. Și în versurile lui cânta omul acesta: unde mi te-ai tăinuit, iubitule, lăsându-mă în suspine, precum cerbul ai fugit. Și așa mai departe, nu vreau să vă zic, că sute de versuri, foarte frumoasă. Și când au mers și l-au eliberat din carcera lui și l-au luat să-l trimită acasă, a plâns și a zis: de ce nu m-ați mai lăsat aici? Că am mai vrut și alte revelații de la Dumnezeu. Vedeți, privirea la Dumnezeu te transformă, te vezi cine ești și vezi pe ceilalți din jur cine sunt. Dar nu rămânem la atât. Sfințirea înseamnă și transformarea auzului spiritual. De la versetul 3 în jos, mai trebuie să spun ceva la versetul 2, că și asta e foarte important. Serafimii stăteau, spuneam, în jurul lui, deasupra lui, cum scrie aici, și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Fraților și surori, uite o idee foarte importantă pentru noi. Ar trebui din toată activitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, o treime să fie acțiune și 2 treimi închinare. Da? Cu 2 zburau, dar cu 2 își acopereau fața, pentru că era așa de mare intensitatea luminii și slavei lui Dumnezeu și a sfințeniei lui Dumnezeu, că poate, nu știu, le paraliza ceva. Serafimii. Și stăteau cu 2 aripi peste față. Mă întreb eu, cum mai zburau? Păi nu aveau nevoie de ochi ca și noi, că aveau simțurile spirituale. Dar mai aveau 2 aripi și cu ele picioarele. Vedeți, asta înseamnă închinare, reverență înaintea lui Dumnezeu. Îți acoperi fața, îți acoperi picioarele, ai un respect pentru Dumnezeu. Asta înseamnă, pur și simplu, înțeleg eu, odăița, stau în odăiță și îl contemplu pe Dumnezeu. Nu mă vede nimeni decât Dumnezeu, numai eu și Dumnezeu sunt acolo. Și ar trebui 2 treimi din timpul meu să-l pun acolo în odăiță și abia o treime să ies între oameni, așa cum copacul are rădăcinile înfipte adânc în pământ și se vede ceva deasupra. Atât ar trebui să fac și eu și Domnul să mă ajute și să vă ajute și pe dumneavoastră. Transformarea a doua e transformarea auzului, versetul 3 și versetul 4. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Vedeți, aici e deja esența, că vine Domnul și transformă și auzul, auzul spiritual. N-auzea nimeni din templu ce a auzit Isaia, dar deja aici e esența sfințirii, în sfințenia lui Dumnezeu. Și putem de aici să extragem niște idei, primul lucru și cel mai important, că Dumnezeu este sfânt. Și nu-i sfânt de 3 ori, cum cântăm noi în unele cântări. El e sfânt la modul infinit. El e soarele sfințeniei. El este izvorul luminii. Prin lumina lui vedem lumina. El este izvorul sfințeniei. O a doua concluzie, noi personal nu putem să fim sfinți fără Dumnezeu. Nu ne putem sfinți prin firea noastră pământească. Eram copil și am dat peste cartea aceea și nu o recomand la niciun copil, cu baronul acela din Germania care se scotea din mocirlă trăgându-se de păr. Mă miram, Doamne, ce bazaconii scrie acolo și multe altele. Dar de multe ori să știți că noi, atunci când credem și considerăm că ne putem sfinți singuri, prin post, prin rugăciune, prin cutare, suntem ca și ăla care încerca să se smulgă din mocirlă de păr. Nu putem. Firea noastră pământească nu poate să se supună legii lui Dumnezeu, nu e în stare să facă lucrul acesta. Și vine Apostolul Pavel și aduce în fața noastră imaginea unei scroafe care se tăvălește și fuge iară la mocirlă. Asta e firea mea pământească, la care îi place mocirlă, îi place păcatul, îi place lumea. Și eu prin firea mea pământească nu pot să fiu sfânt, dar Dumnezeu e sfânt. A treia idee, extrasă tot de aici, că ei cântau, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. A treia idee este că, uite, apare Domnul oștirilor, înseamnă că El nu este singur sfânt. Tot ce-i aparține devine sfânt. Are oștiri de îngeri, are oștiri de oameni,
are oștiri, dacă vreți, de locuri, are locuri după locuri, biserici. Și tot ce îi aparține lui Dumnezeu este sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar singur El este sfânt la modul absolut. Noi suntem, într-o măsură mai mare sau mai mică, într-o transformare, într-o apropiere de Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel că Domnul ne va sfinți într-o zi El însuși pe deplin. Și trupul, și sufletul, și duhul. Va veni o zi când noi vom fi acolo unde trebuie să fim. Dar încă nu suntem acolo. Și apoi vorbește Apostolul Pavel iarăși, și aici parcă e o contradicție de termeni. Voi care sunteți desăvârșiți. Dar după aia zice, nu că am și ajuns desăvârșit. Păi stai un pic, ori ești, ori nu ești desăvârșit. Dar vedeți, este vorba de o desăvârșire pe care o putem atinge în lumea asta, în viața aceasta. Dar oricum, tema asta a sfințirii nu se adresează decât celor născuți din nou. Că nu poate un om nenăscut din nou să fie sfânt. Merge mai departe. Încă o idee și foarte importantă, să știți, tot ce devine sfânt în prezența lui Dumnezeu devine sfânt prin derivare. Așa numesc cercetătorii Bibliei procesul acesta, derivare. Adică, e foarte simplu să înțelegem, soarele strălucește, luna nu are lumina ei, dar soarele conține, are în el heliu și are lumină destulă. Ori luna primește lumină de la soare și ea devine luminoasă prin interacțiunea cu razele soarelui. Soarele sfințeniei este Dumnezeu. El este sfânt la modul absolut. Serafimii n-ar fi nimic fără Dumnezeu. Ei n-ar fi avut sfințenie proprie, curăție, puritate proprie. Noi nu putem să avem sfințenie, sfințire, să zicem așa, procesul acesta, fără ca Dumnezeu să ne dăruiască asta. Doamne, cercetează-ne! De aceea cântă aici serafimii, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și apoi, iarăși o idee care, să știți că nu-mi place, dar e adevărată. Orice atribut divin, orice roada Duhului, orice dar de la Dumnezeu este anulat de lipsa sfințeniei, să știți. Mă laud că am dragoste, că am roada Duhului, dar dacă nu e sfințenie, să știți că nu-i chiar dragoste, e senzualitate, da. Am bucurie, dar nu sfânt. Ce bucurie ai, domnule? Stai acolo și te distrezi, cine știe la ce, poate cu un drog, poate cu altceva. Ce bucurie e asta, efemeră, trecătoare? Fără sfințenie nu există adevărată bucurie. Am pace, oai ce pace adâncă am, dar nu sfânt, că am păcătuit. Asta să știi că ți-ai ucis poate cugetul tău și așa ai pace. O pace relativă, că atunci când va veni Dumnezeu vei vedea ce pace ai avut. Și așa mai departe. Și luând-o așa, toate atributele lui Dumnezeu, fraților și surori, dacă El n-ar fi sfânt, ar fi anulate și ar deveni un demon. Dar vedeți, aici am vorbit urât. Urât, pentru că nu-i frumos să vorbești așa despre Dumnezeu. Dar acolo a ajuns diavolul. Acolo a ajuns diavolul. Și apoi o altă idee. Intrarea în cer este condiționată de sfințenie sau de sfințire. Nimic întinat și spurcat nu va intra unde? În împărăția lui Dumnezeu. Așa-s de importante lucrurile acestea. Și apoi, o întrebare legitimă. Dacă serafimii strigau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, și știți cum strigau, zice unul la altul. Și când citesc aici, îmi aduc aminte de copilăria mea, în Câmpia Turzi, era un frate pe care îl chema Gal, bătrânul Gal, și acum îl știu, îl țin minte, îl văd așa în fața ochilor. Un om care postea foarte, foarte mult, bătrânii de atunci, să știți că erau un pic mai rezistenți ca noi la post, posteau câte 3 zile înainte de cina Domnului și erau foarte strict cu pocăința. Ei, bătrânul Gal se mai ducea prin țară, se mai ruga pentru câte un demonizat, mai avea el ale lui, dar avea o râvnă foarte mare, așa, câteodată mai și ieșea cu oiștea în gard, da, asta este. Fratele Tanța le-a dat un răspuns odată la tinerii din Mănăștur, s-a uitat unul la el în timp ce îi mustra, băi, coriștilor, voi cântați cam anemic. Și unul din cor a zis, frate Tanța, din înțelepciune, zice, tu n-ai deloc, ai un pic de râvnă, dar înțelepciune n-ai deloc.
Și se uită, măi, zice, eu am una, dar voi n-aveți niciuna. Ce măcar eu am ceva. Vedeți? Așa era și fratele Gal bătrân. Avea o râvnă, nu neapărat înțelepciuni, dar râvnă avea. Și când venea în biserică, așa cum alții în minte, stătea acolo cu gâtul ăla lui lung, cu venele astea, așa că era foarte slab, postea foarte mult. Și când era har în biserică, orică la predică dădea Domnul ceva, orică în cântare era ceva, se uita Gal în stânga, în dreapta, mă, ce se întâmplă? Începea coatele, băi, bucură-te, băi, tu n-auzi că e Domnul aici? Și începea el să pornească pe frat, să pornească. Cam așa mă gândesc că făceau serafimii. Strigau unul altul, mai tare, mai tare, unul striga sfânt, la alt sfânt, 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 și strigau tot mai tare, cât puteau de tare, să se audă în tot pământul că Domnul nostru este sfânt, slăvit să fie Domnul. Și acum întrebarea legitimă este, cum pot să fiu sfințit ca să pot intra în împărăția lui Dumnezeu? Amintiți-vă de Ioan 17:17, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevăr. Uite, citind Biblia, și vedeți, asta e problema în bisericile noastre, că nu se mai trăiește sfințenia, știm tot mai puțin din Biblie. Dacă eu aș citi Scriptura așa cum citesc știrile, să zic, sau ziarul, sau alte lucruri, sau intru în alte locuri și mă informez, mult, mult mai aproape aș fi de Dumnezeu și când m-aș duce la serviciu, la școală, la gard, între mine și vecinul, imediat cuvântul lui Dumnezeu ar da rod în mine și m-ar opri să nu păcătuiesc și aș fi mai aproape de Dumnezeu. Așa mă sfințește cuvântul lui Dumnezeu. Asta e sarea lui Dumnezeu aruncată asupra apelor amare din inima mea, care poate să le limpezească, să aducă vindecare în inima mea. Sfințește prin cuvântul tău. Al doilea element. Suntem sfințiți, Evrei 13:12, prin sângele lui Hristos. Când cerem și coboară sângele, puterea sângelui lui Hristos asupra noastră, ne sfințește mintea, ne sfințește gândurile, ne șterge trecutul, șterge tot. Aceasta este puterea sângelui lui Hristos. Râuri de sânge curg din Golgota și până în secolul 21 și dacă or mai fi de aici încă 21 de secole, puterea sângelui lui Hristos va rămâne valabilă, va rămâne aceeași, lăudat să fie Domnul. Sângele lui ne sfințește. Doamne, mai lasă picurul de sânge peste noi. Și apoi, fraților și surori, 1 Timotei capitolul 4, zice acolo că se poate mânca orice, pentru că e sfințit prin cuvântul Domnului și prin rugăciune. Uite, și rugăciunea, cine se roagă, nu mai păcătuiește. Cine păcătuiește, nu se mai roagă. Rugăciune, multă rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și așa vine Domnul și imediat rezolvă situația. Și apoi, ce să mai vorbim de Duhul Sfânt, Sfințitorul. Eu eram... După adolescență, să spun așa, am avut luptele cu Domnul, luptele mele personale în care i-am cerut Domnului să-mi demonstreze că există. Până la urmă am trecut de faza aceea, dar să știți că greu am primit Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, foarte greu. Auziți, mă duceam la stăruință și vreo 3 luni, cel puțin 3 luni am mers la stăruință. Când mă rugam mai bine... Venea o șoaptă, eu am crezut că e diavolul, dar după aceea mi-am dat seama că a fost chiar Duhul Sfânt, că El e Sfințitorul, să știți. Tu nu poți să te rogi în seara asta, că te-ai certat cu mama ieri. Păi nu mă mai puteam ruga, mergeam acasă, mămică dragă, te rog, uite, vezi, vreau să primesc Duhul Sfânt, iartă-mă că uite, am fost rău, că am fost așa, așa, așa. Mă duceam mâine seară iară la stăruință, mă rugam, venea iar Duhul Sfânt. Vezi că ai luat împrumut niște cărți și nu le-ai dus. Imediat a doua zi cu plăsuța, cu cărțile, hai pe la porți, poftim, poftim, iartă-mă, iartă-mă, scuză-mă, gata, am scăpat și de asta. Mă duceam iară la stăruință. Așa mi le-o scos Duhul Sfânt din inimă afară toate astea, cum spunea Tozer odată, Duhul Sfânt când vine în inima unui om folosește mai întâi lopata și după aceea mătura. O trebuit să renunț la astea mai mari și după aceea la alea micuțe. Vezi că ieri te-ai uitat unde nu trebuie, așa, o privire fugară și nu a fost bine și mă mustra conștiința, Doamne, te rog, iartă-mă. Și până la ultima picătură, ultimul lanț a fost iubirea de cărți. Mi-au plăcut cărțile, i-am avut patima asta, să știți.
N-am mai întâlnit încă în lume, că am umblat destul de mult, dar n-am întâlnit om care să tremure așa ca mine. Uite, așa tremuram, ca și ăla cu drogul, ca și ăla cu țigara, ca și ăla cu alcoolul. Eu tremuram și citeam toată noaptea, uite așa, așa. Și mă trezeam că e dimineață. Ce urmează? Ce urmează? Ce urmează? Să văd. Și când m-am dus la stăruință, ultima zi, am zis, fraților, am patima cititului. Și cineva a zis, da, aia nu-i patimă. Ba da, la mine e patimă. În momentul acela am simțit că ceva s-a rupt în mine. Au fost niște lanțuri vechi, niște lanțuri ale diavolului. Domnul m-a eliberat pe loc și m-a botezat cu Duhul Sfânt în seara aceea. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, Duhul Sfânt vine și ne sfințește, că ne dorește cu gelozie pentru Dumnezeu. Ne uităm la Isaia, sfințirea privirii, sfințirea auzului și imediat urmează sfințirea vorbirii. Nu se poate să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt și tu vorbești tot ca înainte. Adică te mai ceri, mai strigi, te mai mâni, mai... Nu e reală lucrarea asta. Atunci am zis, versetul 5, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Sfințirea vorbirii, transformarea vorbirii, imediat, a știu ce trebuie, mai înainte, vai, 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 decutare, vreo 5 de vai. Asta e al șaselea sau al șaptelea aici, vai de mine. Și după transformarea privirii, a auzului, a vorbirii, urmează transformarea capitală, care include tot omul, tot, transformarea inimii. Versetul 6 la versetul 8. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și vedeți aici, nu este numai o poezie, să zic, profetică, versetul 7, nelegiuire și păcat, că e o repetiție, nelegiuirea ta îndepărtată, păcatul tău este ispășit. Noi avem o natură păcătoasă și când aici se referă cuvintele acestea, nelegiuirea ta îndepărtată, înseamnă natura ta păcătoasă este dată la o parte, ca să intre regele regilor în viața ta. Și apoi păcatul tău este ispășit. Se va plăti în istorie, pe crucea Golgotei, pentru toate păcatele tale adunate într-una, într-un păcat mare. Și păcatul acela va fi ispășit, hafar. Ispășire însemna acoperire. Va fi acoperit de sânge păcatul tău și nu se va mai găsi nicăieri. Și acum, tot prin ochii credinței, gândiți-vă că serafimii n-aveau treabă cu Sfânta Sfintelor din Ierusalim. Vorbește cartea Apocalipsa de un altar, de un templu care este înaintea lui Dumnezeu, de un chivot care stă înaintea lui Dumnezeu. Și acolo, înaintea scaunului de domnie, înaintea celui care stătea pe scaunul de domnie, era un altar. Și pe altarul acesta a văzut Ioan un miel junghiat, era acolo, să aducă ispășire. Și sângele mielului curgea înaintea lui Dumnezeu. Și serafimul ia un cărbune, dar nu e un cărbune, că n-a ieșit Isaia din templu cu buzele arse, nimeni nu l-a văzut cu buzele arse, dar a ieșit cu o vorbire sfântă, spirituală. De ce s-a atins de buzele lui și nu i-a atins inima? Pentru că prorocul era gura lui Dumnezeu și-o trebuie să sfințească buzele, dar prin buze se vorbește aici sfințirea inimii. Și de pe altarul lui Dumnezeu se ia un cărbune care are în el foc și sânge de miel, a mielului lui Dumnezeu. Și asta știți ce înseamnă? Văd eu aici, printre rânduri, că până la urmă era o vorbire simbolică, nașterea noastră din nou, că noi suntem născuți din nou prin sângele mielului și prin puterea Duhului Sfânt, prin focul de pe altar, focul Duhului Sfânt. Foc și sânge, sânge și foc, astea dacă se ating de inima ta, Dumnezeu îți sfințește inima, îți sfințește viața. Doamne, cercetează-ne! Și în momentul când astea se ating
Și observați iarăși reverența cu care lucrează serafimul, versetul 6. Ia cu cleștele cărbunele de pe altar, nu cumva să se supere Dumnezeu pe el, nu cumva să întindă mâna. Nici Isaia nu se duce acolo să dea tărăboi și să se joace cu altarul ca un copil și cu serafimii. Nu, domnule, totul era într-o deplină reverență, pentru că în fața unui Dumnezeu sfânt nu poți să faci altceva decât să te închini. Aici Isaia a devenit închinător adevărat, omul sfințirii. Și recapitulez. Un om al sfințirii este un om cu o privire transformată de Dumnezeu. Mai întâi se uită, îl vede pe Dumnezeu cât e de mare, cât e de sfânt, se uită la sine, se vede păcătos, se uită la alții, îi vede la fel, apoi e transformarea auzului, începe să audă niște cuvinte, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul și Domnul este sfânt și el aude despre sfințenia lui Dumnezeu și în inima lui se creează un gol, o foame după Dumnezeu și vrea și el să fie ca Dumnezeu, pentru că el era gura lui Dumnezeu. Și atunci are loc transformarea vorbirii și începe să strige, vai de mine, sunt pierdut, nici măcar n-am îndrăznit să spună, Doamne, atinge-te de mine, atinge-mi gura, Doamne, fă ceva cu mine. Dar Dumnezeu vine și atinge inima și spune, mi-a atins gura cu cărbunele și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta îndepărtată, păcatul tău ispășit și acum omul este transformat. Și imediat versetul 8. Iar auzul, dar acum un auz transformat. Am auzit glasul Domnului, înainte auzit glasul serafimilor. Vedeți? Există un progres. Serafimii strigau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și omul acesta a trebuit să trăiască propria sa transformare pentru a fi trimis în lucrare. În lucrare, fraților și surori, sunt oameni care se duc singuri. Și sunt oameni trimiși de Dumnezeu, să știți. Și Oswald Chambers spunea la un moment dat, un om trimis de Dumnezeu valorează cât 100 care numai s-au hotărât să meargă pentru Dumnezeu. Și aici omului Dumnezeu Isaia aude vocea lui Dumnezeu, ca și ucenicii altădată. I-a chemat Domnul la el, dar după ce i-a școlarizat, i-a trimis. Așa și aici. Isaia vine la Dumnezeu, e transformat, e schimbat și apoi aude glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge, vedeți Trinitatea, pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Doamne, cercetează-ne! Dacă nu suntem în secolul 21 oameni ai sfințirii, nu putem să vorbim așa, iată-mă, trimite-mă. Și știți care e problema? Biserica lui Dumnezeu are o nevoie acută de oameni trimiși de Dumnezeu. Și am auzit lucrare prin sora Saveta, să știți, și o cred din toată inima, o cred. Vreau, zice Domnul, să caut oameni cu lepădare de sine, pentru că vreau să-mi însoțesc Evanghelia cu semnele și cu minunile ei ca altă dată. Și vine Domnul și în secolul 21 și strigă, cine va merge pentru noi? Și nu primește răspuns. Că știți care e problema? Mă văd pe mine cât sunt de slab. Dacă aici ar fi un om în cărucior și aș porunci în numele lui Iisus, ridică-te și umblă. Imediat. Frate, hai la noi, frate, hai la noi, frate, hai la noi. Și te termină, Domnule. Dacă nu stai ascuns în stâncă și dacă nu stai la locul de smerenie, ești gata, ești compromis. Și atunci Domnul caută om cu lepădare de sine. Cine? Eu? Dar prin puterea mea am făcut? Nu, Domnul a făcut totul. Și atunci Domnul se înalță și eu rămân mic. Așa cum toiagul lui Aron, după ce făcea minuni Moise cu el, lovea stânca, îl punea din nou înaintea chivotului, în Sfânta Sfintelor, în fața lui Dumnezeu. Pentru că data viitoare trebuia iarăși luat toiagul și iară folosit și iară pus înaintea lui Dumnezeu. Și așa e darul pe care mi-l dă mie sau ți-l dă ție. Darul acela nu-i pentru înălțarea mea. Cu darul acela se lucrează cu finețe și apoi se pune acolo la odăiță, acolo la smerenie, acolo în Sfânta Sfintelor, acolo în fața chivotului, căci chivotul este Iisus Hristos Domnul.
Doamne, cercetează-ne. Aș vrea să rămân la gândurile acestea, dar cred că Domnul în secolul nostru dorește, fraților și surori, și în zilele acestea, dorește oameni ai sfințirii. Nu ne împiedică betoanele să ne sfințim, nu ne împiedică aparaturile să ne sfințim. Dacă tu vrei să te sfințești, dă-le pe toate la o parte și apropie-te de Dumnezeu. Calea este aceeași pe care au avut-o alții altă dată. Este postul, este rugăciunea, ați auzit că le-am amintit aici. Este puterea Duhului Sfânt, este citirea Bibliei, astea sunt metodele clasice. Altele nu le avem. Dumnezeu ne-a dat din cer ce a avut mai scump, ne-a dat toate comorile Lui din ceruri. Dacă avea ceva mai bun, ne dădea altceva mai bun. Dar ni l-a dat pe Hristos, ni l-a dat pe Duhul Sfânt, ne-a dat puterile veacului viitor, ne-a dăruit mântuirea, ne-a dăruit cerul întreg, ne-a dăruit de multe ori îngeri, înștiințări, ne-a dăruit tot ce avea mai scump. Ne-a dat mântuirea asta care e cu mult mai scumpă decât aurul care piere. Ne-a dat darul credinței, ne-a dat darurile Lui. Acestea ni le-a dat Dumnezeu. Nu mai are ce să ne dea Dumnezeu mai mult. A făcut totul, ne-a dat totul. Și noi în secolul acesta n-avem altceva de făcut decât să ne apropiem pe aceleași cărări pe care le-au bătut înaintașii noștri. Odăiță, plâns înaintea lui Dumnezeu, citirea Bibliei, puterea Duhului Sfânt, puterea de la Rusalii și o să vedeți cum Domnul începe să lucreze. Dar să nu uităm să stăm la smerenie. Domnul să fie totul și noi zero, nimic. Și atunci dacă eu sunt zero, tu ești un zero, celălalt e un zero, facem aici, nu știu, 100 de zerouri și Dumnezeu să pune unul în fruntea lor și iese un milion. Nu știu ce iese, o cifră uriașă, un miliard, iese ceva mare. Pentru că noi suntem zerouri și Dumnezeu e singur cel care merită toată slava. Doamne, cercetează-ne și ajută-ne să fim oamenii sfințirii. Amin.